Tot mai mulți moldoveni sunt nemulțumiți de faptul că Republica Moldova se îndreaptă pe o cale greșită. Sondajul IMAS publicat astăzi arată că moldovenii au devenit tot mai pesimiști în ultimele 3 luni. Studiul IMAS arată că 71% dintre moldoveni consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 19% au declarat că direcția este una bună. Al 10% dintre cei chestionați nu au știut ce să răspundă. Numărul persoanelor nemulțumite de politica promovată în țară este în creștere în comparație cu datele publicate în noiembrie și ianuarie. De exemplu, la începutul acestui an, cota era de 55%. De asemenea, mai mult de jumătate dintre cetățenii intervievați au spus că nu sunt mulțumiți de felul în care trăiesc, iar 19% destul și foarte mulțumiți. De asemenea, în ultimele 3 luni, numărul moldovenilor pesimiști a crescut, iar ponderea optimiștilor a înregistrat o scădere bruscă. Tot mai mulți moldoveni cred că peste un an vor trăi și mai rău. Potrivit IMAS, participanții la sondaj au fost întrebați cum cred că vor trăi peste un an. Dacă la început de 2021, 44% dintre cei chestionați au fost optimiști, deja în martie, ponderea acestora a scăzut până la 35%. Pe de altă parte, a crescut numărul moldovenilor care sunt pesimiști și nu mai cred că peste un an vor trăi mai bine. Astfel, în ianuarie, 15% dintre cetățeni s-au declarat pesimiști, iar în martie, 25%. Amintim că sondajul a fost efectuat la comanda Public Media în perioada 9-23 martie, pe un eșantion de 115 respondenți, marja de eroare fiind de 3%.